Creștinii au prăznuit astăzi adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Marie Mare, una dintre cele mai mari din an. Zeci de credincioși au participat în biserici la Sfânta Liturghie închinată acestei sărbători. Aceștia s-au rugat pentru sănătatea celor dragi, dar și pentru sufletele celor plecați în altă lume. Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu-Severin a găzduit zeci de credincioși care au venit să se roage cu prilejul praznicului închinat Maicii Domnului. Această sărbătoare are o mare însemnătate pentru români pentru că este unul din praznicele împărătești ale Bisericii Ortodoxe. Ca de obicei, Maica Domnului ne ocrotește și ne ajută pe fiecare în parte. Trebuie să-i mulțumim pentru fiecare zi din viața noastră că este alături de noi. M-am simțit atât de minunat și de împlinită sufletește. Și într-una m-am rugat pentru sănătate la copiii mei. M-am rugat pentru sănătate, pentru liniște sufletească, pentru pace și pentru toți cei care încă n-au ajuns în Sfântul Lăcaș astăzi, se roage împreună cu noi. Data de 15 august este una încărcată de simboluri religioase. Este o sărbătoare mare pentru creștinătate, la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Marii, pentru că nu este o sărbătoare a tristeții, ci a bucuriei, pentru că în felul acesta s-a definitivat opera de mântuire a lumii, a neamului omenesc. La mulți ani, sănătate tuturor celor ce poartă numele Sfintei Marii. Credincioșii spun că la slujba vecerniei adormirii Maicii Domnului retrăiesc parcă o nouă sâmbătă mare din săptămâna patimilor. În biserică se cântă imnuri precum prohodul și binecuvântările Maicii Domnului.